Bună ziua! Sunt Gabi Stan și vă prezentăm o nouă emisiune Zona Neutră. Invitatul nostru de astăzi este domnul Octavian Goga, președintele Asociației Județene de Fotbal Brașov și vicepreședintele Federației Române de Fotbal. Bine ați venit, domnul Goga! Bine v-am regăsit! Umblați mult, că dăm greu de dumneavoastră. Găsim timpul necesar. Da. Întâi o să trecem la concursul nostru, sponsorizat de Echip.ro, și avem participanți. Din păcate, o serie dintre dumneavoastră ați greșit. Întrebarea a fost câte echipe are seria de Liga 4 Brașov, care evoluează în campionat. Și o parte de dânsii mi-au spus 18. Este greșit, pentru că sunt 17 echipe și la fiecare etapă o echipă stă. O să trecem să arătăm biletele cu participanții și domnul Goga o să facă extragerea. Deci Manu Militaru. Bun. Ioan Nițu. Horațiu Hunciuc. Așa. Chitiuță, nu știu dacă pronunț bine, Chitiuță Valentin. Avem un arbitru, Chiuță, nu? Chiuță, da. Da, domnul e Chitiuță. Dani Toma. Andy Andrei. Așa. Cornel Brașov. Așa e pe Facebook. Și Salzman Vida Maria. Așa. Așa, domnul Goga. O să vă transfer bolul ăsta, le mai amestecați dumneavoastră puțin și trageți un bilet. Să vedem cine. Așa, mulțumesc. Manu Militaru. Mi se pare că și domnul a fost arbitru. Încă mai este. Nu știu. Da, deci o să luați, domnul Manu, o să luați legătura cu mine. Nu știu dacă chiar, cred că chiar ați mai câștigat și pe fundătura Harmanului numărul 2 la Duplex, în magazinul Echip.ro, și de acolo o să mergeți să ridicați mingea. Trecem la ce avem noi de vorbit, domnul Goga. Și v-aș ruga să ne spunem că știm că ați fost plecat în Croația, nu? Să ne povestiți puțin despre ce a fost vorba acolo. Am fost delegat din partea UEFA, dar în perioada asta, august, septembrie, octombrie, noiembrie, programul jocurilor din competițiile UEFA
sunt, e foarte aglomerat. Este încărcat, da. Sunt foarte multe competiții, da, da, de juniori, de tineret, de seniori. Cupele europene. Inclusiv cupele, da, europene, da, echipe naționale, da, și suntem angrenați mai mulți delegați din România, da, în absolut toate competițiile. Da. Noi am fost eu am fost delegat în Croația, au mai fost și alții în Irlanda. Da. Cam peste tot avem jocuri în competițiile de cluburi, Europa League, da, Champions League, U21, echipe naționale, absolut toate nivelurile. Suntem delegați ca și arbitrii, ca și observatorii, da, de arbitri. Avem multe jocuri în perioada de toamnă. Fiecare țară trimite reprezentanți, nu? La asemenea întâlniri. Da, sunt, da, doi observatori, unul de joc, ca și la Liga 1, da, unul de joc și unul de, da, arbitri. Și acum diferă ce jocuri sunt. Da. Arbitri mai cu experiență la anumite jocuri, la fel și observatorii. Sunt niște criterii după care suntem delegați la jocurile, da, internaționale. Uh-huh. La cele de la FIFA, la fel. Da. Da. Alea incluzând și deplasarea chiar pe alte continente? Sigur, sigur. FIFA, sigur, nu? Sigur, da. Da. Suntem competițiile, există o brigadă și împreună cu mine mergem, da, la campionatul mondial de tineri, de juniori, de junior, sub 17 ani. Da. Unde noi, din păcate, nu avem. Nu suntem, da, reprezentați. Sunt 5 reprezentative din Europa. Da, da. Și cea care s-a calificat după 35 de ani, Ungaria. Ungaria? Da. Da. Da, da. A fost la turneul final din Irlanda, primele 4 s-au calificat pentru campionatul mondial. Da. Da. Noi anul ăsta au fost campionate mondiale de sub 20 de ani, da, sub 17 și de femei în Franța. Din păcate, noi suntem slab reprezentați, nu? La un campionat mondial, da, de mult mondial, timp n-am mai fost calificați. Da. Și preliminariile sunt mult mai dificile. Sunt un număr restrâns de, da, echipe care se califică din, da, Europa. Da, vedem toată lumea. Și, da. Cred că, până la urmă, Europa și America de Sud au cele mai multe, nu? Da, 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 e adevărat. Și anul ăsta unde se ține, domnul Gogă, campionatul mondial? De 17, da, ani, da, da, în Brazilia. În Brazilia? Oh. Da. Oh. Brazilienii erau bine, stăteau bine la... Bine, cel tot timpul au avut... Tot timpul au avut, dar cel mai bine Spania, Portugalia, de regulă, nu? Ei, și Franța. Sunt calificate Olanda, Franța, da, Germania, da, da, Ungaria și... Fosta campioană Anglia nu s-a calificat. Anglia nu? Nu. Da, se mai întâmplă. Nu s-a calificat pentru că a jucat altă generație. Deci cei care au câștigat au ieșit, au trecut mai sus, nu? Da, da. Așa se întâmplă. De regulă și poate să vină de jos o generație mai slăbuță și uite că au ratat calificarea. Așa. Trecem puțin la județul Brașov, ca să lăsăm la urmă puțin echipele naționale. În principal, echipa mare națională de senior cu calificarea asta la campionatul european, dacă o reuși, și cu Under 21, care ne-au reprezentat cu cinstea anul ăsta în Italia, a ținut iar țara cu sufletul la gură, cum de mult n-a mai fost, da, nu? Și cu puțină șansă putem să jucăm chiar finala. Dar pentru faptul că n-am fost de mult, a fost bine și o semi. Practic am luat locul 3, raportând la semifinale, nu? Și da, deci... Bun, acum nu s-a jucat, dar... Facem comparație, da, de rezultatul dintre ele, da. Da, făcând comparație rezultatele. Dar principalul este că ne-am calificat la turneul olimpic de anul viitor. Da, un lucru foarte important. Tokyo. De la Tokyo, da. O performanță, o reușim după 55 de ani. Da. Da. Am fost de la tot la Tokyo am fost. Atunci, când țin minte, eram foarte mic, a ratat Gheorghe Constantin, a ratat 11 meci cu Ungaria, chiar. Și
nu mai țin minte pentru ce să juca grupă sau ieși zând în grupă deja și până la urmă mi se pare că ne-a bătut ungurii cu 2-1. După ce trebuia să câștigăm noi cu 2-1 prin acel 11 metri. Dar asta e. Mult s-a vorbit atunci. Până ce stadion mergea, că m-a luat taică-mă de mână și mă ucea la meci, a fost o perioadă blamat Neagicu Constantin în urma acelui eveniment. Și a suferit mult și el. Da. Liga 4, chiar începând cu întrebarea asta, 17 echipe evoluează în Liga 4 brașoveană. Ne spuneți puțin de ce 17? Cei care au răspuns la întrebare, unii care au greșit, 18, da. Sistemul, când se stabilește sistemul competițional, da. El nu poate fi compus din numere impare. Da. Și atunci, sigur, se alege ori 18, în cazul ăsta când sunt, da, 17 echipe, 18, da. Tabela Berger îi spune, da. Și echipă... Noi ziceam cheia Berger. Cheia Berger, da. Da. Noi tot timpul am căutat să avem un număr care ne dă o continuitate la un campionat județean cât mai corect, și anume ori 14, ori 16, da. Ori 18. Da. Că erau, deci, cu 15. Da. Câteodată, chiar la începutul sezonului, o echipă s-a retras. Da. De aceea am stabilit că aceste trei puncte, sau mai bine zis, număr de echipe, 14, 16, 18, da. Ne asigură un campionat ca durată, ca număr de jocuri, ca importanță, ca intensitate, cât mai aproape de să facă competiția corect. Viabilă. Da. Nu? 17 pentru că au fost condiții neprevăzute, și anume n-am știut că echipa din Hărman se va retrage din Liga 3. Da. N-am știut înființarea acestui club Corona, care a avut, da, echipă de copii, doar au, da, au avut un club cu activitate exclusivă de copii și juniori. După care echipa din Zărnești n-a promovat. Deci toate aceste motive au ajuns până la urmă să începem un campionat cu 17 echipe. 17 echipe. Da. Da. Care una în fiecare etapă stă. Da. Și avem 34 de echipe. Da, anul trecut au fost mai puține, nu? Da. Anul 34 de etape. 34 de etape cu minim o etapă de cupă. Ei, da, au în jur de 30 și minim 33 de jocuri pe an. Competițional. Pe sezon competițional, da. Da, da, e bine. Da, și dacă tot discutăm de Liga 4, da? După primele etape, se spune 5-6 etape, se structurează un 5 campionat. Etape, da? Da. Se structurează un campionat care are 6 etape. Da. A fost a 6 sâmbătă. Da. Da. Se structurează un campionat cu 5-6 echipe care, da, țintez locul 1. Da, care, da, se luptă pentru ocuparea locului în care, da, să accede, da, la baraj. Sunt 5-6 echipe în partea de jos a clansamentului, mai slabe valoric, da, și de pluton încă 5-6 echipe. Da. Deci avem, da, o structură valorică de acest tip. Echilibrată, mare parte. Eu zic, da, eu zic că unul dintre cele mai bune campionate anul ăsta din ultimii ani. Sperăm, valoric sperăm, vorbind. Sperăm să fie un campionat, da. Că, da, în prima etapă așa. Da, așa arătat. Sunt și scoruri mai mari pentru că cu echipele, joacă cele cu echipele mai slabe. Prima parte, da. Da, da, da. Am evitat tot timpul să organizăm un campionat cu 12 sau maxim 14. La 14 nu mai ne-am dus cu sistemul de play-off, play-out, da, cum e la Liga 1. Da. Se adună foarte multe etape și anume la un... Cum e la, da, Liga 1, da, sunt aproape 40. Și se încărcă programul și se ajunge mult în iarnă, așa e? Și terenurile sunt noi cum suntem sunt? Obligați să transmitem campioana până, da, în jurul datei de 7, 8, 10, da, iunie, da, are timp să se pregătească, da, da, da. Din mai multe considerente
un campionat cu 16, 17, 18 este cel. Deci acum considerați că este bine, nu? Da, absolut. Este... De-aia am și propus și adunării generale și comitetul executiv acest tip de campionat și acest sistem. Sunt în prima parte, sunt vreo 6 echipe destul de echilibrate valoric, să și vede deja în clasament, că s-au desprins de cele din mijlocul clasamentului și este Corona care are practic un lotul cel mai bun. Au strâns jucători care au jucat în divizii superioare și na, ar fi fost Zărneștiu, dar văd că au început prost campionatul de anul trecut. Săcelei, Colțea, care a început foarte bine. Codlea. Și Cristianu, dar văd că au câștigat acasă cu echipe bune, Corona, Zărneștiu și au pierdut afară. Bine, e la început campionatul, putem să ne facem decât o idee cam ce ar urma, dar numai timpul va rezolva, trebuie să joace între ele și atunci... Și atunci chiar acum, sâmbătă, joacă Săcele cu Corona, la Săcele să joacă. Da. E un meci interesant. Important. Da. Că, de fapt, joacă locul 1 cu locul 2, așa cum a fost Colța cu Săcele, locul exact. 2, Colța locul 1. Exact. Da, e interesant. Totuși, mă uitam că eu am cam participat la toate meciurile lui Colța, de exemplu, spectator puțin. Puțin, da. Din păcate, fotbalul pierde spectatorii, fotbalul brașovean. Da. Bun, și pe plan național cam același lucru se întâmplă, dar fotbalul brașovean pierde spectatorii, câțiva, 100-150, da. La jocurile mai importante. Da. La Liga 3, la Râșnov, la ASR, și acolo nu sunt prea mulți. Nu, că s-ar aștepta. Interesul, lumea, din păcate, a suporterului brașovean a scăzut. A scăzut enorm, așa e. Motivele sunt foarte multe. Da. Inclusiv la Liga 1, la Liga 2, e o diminuare drastică a numărului de spectatori. Este. Ne uităm pe afară cum gen stadioanele pline și atmosferă și asta și la noi parcă nu aveam așa, parcă stăm la teatru. Da, și e un public doritor de fotbal. Ne-am uitat la meciul cu Spania, dacă facem o comparație cu 53.000 de spectatori. Da, un stadion plin. Da, au venit să încurajeze echipa. Da, au venit. Deci există dorință din partea publicului de performanță. Nu știu ce... N-ai performanță, lumea e ușor refractară. Da, e prezentă. Apară la... De exemplu, la noi, la Brașov, știm ce ar determina să vină din nou pe stadioane, dar, din păcate, nu văd o rezolvare imediată, pentru că trebuie să treacă câțiva ani ca să revii, nu? Că n-avem nici măcar o echipă care să bată la porțile Ligii a doua, nici nu mai vorbesc. Ce să zic, scopul asociației este de a avea un campionat puternic de Liga 4, ca aceea care câștigă să plece cu șanse reale la baraj și mai departe în Liga a treia. De acolo deja e problema lor de organizare, absolut toate detaliile care să... Da, ce mă gândeam, că exact, domnule, avem două echipe pe Liga a treia, dar... măcar haideți la Liga 4, că acolo s-au concentrat cât de cât și niște jucători mai buni. Eu vă spun, a crescut nivelul Ligii a 4. Deci am văzut niște jocuri foarte bune, care făceau oricând față la Liga 3, cel puțin. Dar lumea nu vine. Probabil că încet. În Brașov există doar două echipe care joacă una pe Colțea, joacă care Colțea tot joacă Brașov, la Târlungeni. Da. Steagul Roșu și Corona, una pe Tineretul, alta pe Metrom. Da. Atât și nimic mai mult. Da. La Metrom nu mai sunt nici tribune. La Metrom nici nu ai unde să stai. Da. Din păcate. Suferim și din punct de vedere al infrastructurii. Suferim enorm.
Da. Știți cum s-au dărâmat stadioane și nu s-a făcut unul în loc. Unul, măcar undeva. Nimic. Deci nu s-a construit nimic. Să știți că am încheiat, chiar le spuneam și celor care fac parte din asociații, membrii afiliației, da. S-a semnat un contract de parteneriat între federație și primăria Brașov pentru da. Modernizarea da. Unui teren. Da, am auzit. Chiar de asemenea, sintetic, nu? Cu gazon sintetic. Da. De asemenea, tot prin Federația Română s-au propus 5 locații în județul Brașov, da. Tot așa de construire, dar de data asta de către Compania Națională de Investiții, aha. a unui teren de dimensiuni normale plus un teren de dimensiuni reduse. Da. Cele 5 locații sunt Rupea, Făgăraș, Brașov, Codlea și Săcele. Și în fiecare să facă câte un... Da, da. Este, dacă știți, din programul da. Care tot se menționează în media a PSD-ului de construire a 150 de terenuri. În țară? Da. Da. Mai au județului Brașov, i-au revenit 5 locații. Ar fi bine să le facă și pare. Au depus. Ar fi extraordinar. Au depus, din câte știu, documentele da. Necesare la... Și în luna septembrie se aprobă da. Locațiile unde se vor construi. Ar fi bine, dacă sunt propuse alea, cred că o să rămână alea, nu? O să depinde aprobe. Și ei ce documente trebuie să depună, da? Un teren minim 13.000 da. De metri. Și pe nu plătesc ei. Investiția este investiția din partea este companiei naționale, companiei naționale da. De investiții. Da. Am înțeles. Ar fi bine. Ar fi suferim foarte bine. În tot județul. Da. La nivel de infrastructură. Da, stăm iar ca jucători, noi raportăm la numărul de localități, la numărul de la forma de relief, da. Să știți că avem un număr... Stăm bine la număr de jucători. La număr de jucători da. Și anume la număr de echipe da. Care participă în competițiile de da. Copii și juniori. Da, stăm foarte, bine, nu? Foarte bine. Da, da, da. Și calificări pentru turneele zonale, semifinale, da, 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 așa da. Mai departe. Din punctul ăsta de vedere, deci aceste echipe vin. Alimentează da, de jos vin. Da. Numai că cluburile de Liga a 4. Ne trebuie echipe. Da. Am mai s-a afiliat și la Federație CSM Făgăraș, deci adună da. Din zona Făgărașului cât mai mulți copii care da, să da. Participe la grupele de 17-19 da, ani. Da. Aici în Brașov sunt 3. Sunt, da. Chistâmpa, Colțea și Brașovia. Da. Am da, rămas 7 membri afiliați la Federația Română de Fotbal. Da. Puțin. Puțin, da. Da, din păcate. Da. Numai că asta ne lipsește. Ne lipsește o echipă unde să tindă ăștia mici care vin de spate și, cum spunea, sunt destul de mulți, așa, să aibă unde juca. Aici am și mărit numărul de competiții. Da. Am organizat încă 2 în plus. Da. Față de edițiile trecute. Intrăm, dacă până acum au fost competiții la categorie de vârstă impară, da, de data asta am început și la 10 și la 12 mm-hmm. ani. Cum pe plan național, la 16 ani e greu să organizăm. Da. La 18 ani organizăm. La 18 există. Da. Că de-aia vreau să vă întreb cum a fost cu desfințarea echipelor de juniori care jucau, juniorale, spunea care jucau în desfințarea echipelor da, de seniori. Din acest sezon am luat decizia de a elimina această obligație din da. Regulament, iar toate echipele înscrise în Liga 4 au obligația, în schimb, să se înscrie la o categorie de vârstă da. Cuprinsă între 19 și 11 ani. Așa. Și s-au înscris, bineînțeles. Avem la 15 ani aproape 20 de echipe înscrise, da. Ceea ce ne dă posibilitatea să mergem la Liga Elitelor, da. Campionat pe țară cu 4 echipe de data asta. Da. Da, avem foarte multe la 13, organizăm 12, organizăm 11, 10 da. Și o să vină și cele de interligă. Da, și 18, există una de 18 sigur. Și 19. Și 19 cât, da. Cu două serii sau câte? Am făcut, da, noi încercăm de fiecare serii. Dată să... Pe zonă, ca să da, nu fie cheltuielile mari. Exact. Da. E greu să vii de la Victoria la, da, la Brașov. Da. Sunt 100 și ceva de kilometri. Sau la Zărnești.
De aici să mergi Rupea? De da, e distanță mare. Criteriul geografic de fiecare dată a contat. Da, da. În... da, și e bine. E da, bine. Din punct de vedere al echipelor de juniori, că multe echipe suntem... care au avut și au desfințat, adică na, nu s-a mai cerut echipă de juniori înaintea echipei de seniori și au înscris echipă de juniori. Un alt motiv a fost reticența celor care câștigau seriile de Liga 5-a. Da. Și trebuia să aibă juniori. Și asta era un motiv da, pentru a se înscrie. Spuneau că n-au bani da. De cheltuit. Sau că... sunt din mediul rural și n-au cum să aibă o echipă de juniori. Da. Și alt motiv important era următorul. Existau echipe cu copii de vârsta de 14-15 da. Ani, jucau cu cei de 19 da, era diferență mare. Este o diferență și diferență nu e diferență mare și erau și niște scoruri astronomice la da, un moment dat. Da, da, da. Da, nu era bine. Acum s-a mai echilibrat cât de cât, nu? Cu formarea... Vedem, nu? De, vedem cum decurge. Au început doar, asta, da. Doar în 6, 7 și 8 septembrie au început competițiile. Da. Deci noi în ultimii ani ne-am dus cu echipa care a câștigat campionatul Ligii a 4-a Brașov. Numai anul ăsta n-am reușit în ultimii 4 ani, cred, sau 5. Da, au mai fost situații când câștigătoarea Ligii a 4-a n-a promovat la baraj. Da. Au mai fost și în anii trecuți. În momentul de față... Anul ăsta a fost ghinion mare. Da, da, da. Da, da. Pe nivel național am propus și s-a aprobat ca echipele care participă la baraj să nu intre într-un joc din ăsta. Anul trecut ai fost cu Covasna și da. Anul ăsta să nu mai poți intra. Da. Și atunci am creat 7 regiuni. Da, o să fim da. Bucureștiul, dar și ea intra în competiția asta. Da, da. Și regiunea unde noi vom avea ca adversari cluburi care participă da. Pentru baraj vor fi cele din regiunea centru, da. Și anume Alba, Sibiu, da. Mureș, Harghita, Covasna și Brașov. Da. Ca nivel valoric este poate un ușor avantaj de partea noastră. Pentru că eviți un județ ca Prahova, da, care are da, echipe are destul de bune. De bune. Da, un județ ca Argeș, care da. La fel, da. Câteodată și te duceai și până la București, în zona da. Ilfov. Da, să știu că deci, da. Am evitat. Da, da, da. Am reușit să creăm acest sistem în care evitam da. Echipele să astea, județele astea. Carpații ca să da, poți... Da. Da. Am căzut de două ori cu echipe din Covasna. Doi ani la rând. Odată... Am reușit? Am reușit, odată n-am reușit. Culmea. Da, nu? Da, dar vedeți, dumneavoastră a câștigat Sagonul, de exemplu, în confruntarea cu Zărneștea, și nu s-au înscris în campionat, deci au renunțat la, nu știu dacă a trecut o săptămână sau 10 zile, și au renunțat să înscrie. Și au dat locul lui Sfântul Gheorghe. Au vrut ei să intre în Liga 3-a, n-au reușit și au înscris echipă în Liga 4-a. Dar Zagonul... Aici e o poveste care e mai complicată, nu, da. Nu e corect explicată și în media. Da. Sigur, criteriile sunt foarte clare în regulamentul de organizare. Odată ce n-ai reușit la baraj, inclusiv și echipa din Zărneștea da. Înaintat o cerere știind că după ce Zagonul a renunțat. Să îi se acorde da, un loc, loc în de Liga 3-a. Ușor supărați da. Știind că eu sunt unul dintre cei implicați când da. Luăm asemenea decizii, dar există un regulament și vă spun sincer că și cei de la CSA Steaua au făcut această cerere și inclusiv pe ei da. I-am refuzat.
adică s-a aplicat regulamentul. S-a aplicat regulamentul și nu s-au... Ăștia de la Zagon a zis că s-au unit cu Popăuțul și au făcut ceea ce trebuia să facă de ani de zile. Două echipe la 3 km. Mi se părea prea mult pentru un județ ca... Acum câțiva ani era singura comună din România care avea două echipe de Liga 3. Da, Popăuț și Zagon. Da. Unde sunt și foarte mulți jucători din județul Din Brașov, da. Inclusiv antrenori. Marea majoritate sunt brașoveni. Da, spuneam că au avut ghinioană și săracii de la Zărnești în două meciuri. Primul a pierdut cu 2-1 acolo, dar ce s-a întâmplat aici la meciul retur a fost de vise urâte. Cu niște ratări în finale, trebuia un gol la un moment dat și au fost vreo 2-3 ratări singur cu portarul în ultimele minute, așa, și n-a fost să fie. Deci asta e. Păcat. Știți de ce spun că e păcat la ei? Că ei vor de mult. Ei vor de mult Liga 3-a, să și pregătesc. Și să știți că au și aveau și în perspectivă li s-a aprobat construirea... Proiectul ăla de la terenul de la fosta bază Torpedo. Torpedo, da. Cred că încep cât de curând lucrările. Da, e aprobat. Ăla se va face. Că zic unii că n-au vrut să intre, că așteaptă să facă să facă stadionul acolo. Ăla va fi... se omologa 100% cel de la Zărnești. Se omologa, clar. Că au mai jucat. Sigur că ăla va fi multifuncțional acolo la ei proiectul ăla extraordinar, foarte frumos, cu pistă de atletism, ce exact. nu se mai construiește la noi de 10 de ani. De asta, deci ar trebui încurajate. Și ca perspectivă arată bine, teren la Zărnești, teren la Făgăraș, teren la Rupea, la Brașov, la Codlea. Ar fi bine pentru să se construiască puțin... și vă spun că ușor și fotbalul se va redresa în... Să așteptăm și să sperăm și că chiar nu să spuneți. Lumea e puțin amorțită. Brașov oricum are și alte alternative în sport. Are sunt sporturile de iarnă care atrag... Handball-ul mai era, basketul, hockey-ul, mai are unde să refuleze, știți? Dar cei care vor fotbal, mai trebuie să aștepte. Puțin. Fotbalul e cel mai iubit. Este, din păcate. Și mai practicat. Noi avem, să vă dau numai un simplu exemplu, avem 250.000 de jucători. Da. Toate celelalte federații, jucători legitimate, nu însumează numărul de jucători câți are sunt la fotbal. Da, stai și așa iubit și... Iar să știți că asociațiile județene au o pondere importantă în numărul total. Noi avem în jur de peste 100.000 numai în cadrul asociațiilor județene. Aici 250.000 se cuprind și cei care sunt angrenați în competiții ocazionale. Dar în orice caz numărul total este mult superior oricărei alte federații din țara asta. Categoric. Da. Categoric și din a fost și înainte, dar acum a crescut numărul. Am scăzut limita de vârstă pentru legitimare de la 7 la 5 ani. Da. Sunt foarte mulți jucători care se legitimează la 5-6 ani, la 7 ani. Da. Un avantaj pentru... Apropo de jucători, domnul Goga, a mai dispărut un fost mare jucător de la Steaua, Cucu Ienei. Din păcate, deci pe rând parcă Dumnezeu programează așa. El săracul a fost un om deosebit de modest, n-a mai ieșit deloc. Cucu, dacă ceilalți totuși i-a mai văzut lumea pe undeva, pe Cucu n-a mai apărut pe nicăieri, cu toate că era în putere, mergea. Eu m-am întâlnit cu el pe stradă de multe ori. Îi plăcea să vorbească de fotbal. Și a dispărut și el zilele trecute, să-l ierte, dar așa, în anonimat, totuși. Îi cunosc trecutul lui A fost mare jucător. Da, inclusiv după ce n-a mai activat în fotbal. Da. Noi am organizat de-a lungul timpului asociația întâlnirii cu foști jucători de la Steagul Roșu, de la Tractor, de la Metro. Da. I-am unit pe toți, un liant între ei era
domnul profesor Greavu sau domnul profesor Ardeleanu. Da, da. Dar de fiecare dată a refuzat. A refuzat, da, vă spun. Deci nu participa. O fi fost așa, o fire mai introvertită. Gheorfi participa, da, toți cei vechi. Boții chiar îi plăcea. Da. Dar Neacucu... Nu, el n-a venit, știu că n-a venit. Păi, de ce vă zic? Că și noi mai strângeam când eram la FC Brașov, mai strângeam vechi jucători, mai stăteam de vorbă cu ei într-o zi lunea, de obicei. Cucu nu venea niciodată. Nu. Cred că a avut el un of, a fost el supărat pe ceva, că altfel nu mi-i explic oricât de odată și odată tot mergi la atâtea invitații. Deci, probabil că a suferit, da? Nimeni nu știe, nici n-a spus. Nici asta este. Cu... Da, da, cu enigma asta. Da. Trecem puțin, domnul Goga, la echipa națională. Echipa mare, din păcate, bine, nu avem noi așa așteptări, nu știu ce, cu Spania, dar puteam și acolo, puteam să facem o meci egală în ultimele minute, la capul lui Pușca și imediat ratarea lui Grigore. Mergem înainte, că nu... Sincer, toată lumea așa spune, că nu prea erau planificate punctele. Eu nu sunt de acord cu treburile astea niciodată, dar ce să facem? Bineînțeles că nu poți să... Da. Nu poți să-ți... Când parcurgi un asemenea traseu... Da, să spui că ăsta îl pierdem oricum. Deci nu e în regulă. Probabil mă gândesc, de-aia nici n-a reușit un punct până la urmă și până la urmă. Prea i-am respectat. Deci i-am respectat mult, mult, prea mult. Da, bine, mai ales în prima repriză. Mai în prima repriză, da, în prima repriză chiar că... Urmă, parcursul echipei naționale va depinde mult de două jocuri pe care le jucăm, da, unul după altul, da, pe acasă, teren propriu, cu, da, Norvegia și Suedia. Da, da. Părți bune și părți mai puțin bune în ambele jocuri din deplasare. Noi ne câștigăm punctele toate cu Malta și Feroe. Da. La fel o să procedeze și... Da. Să dea bătălie atunci direct. Da, în jocurile directe. Da. Se va decide. Avem nu știu dacă e un ușor avantaj, exact cu 3 zile înainte joacă Norvegia-Spania. Normal, dacă Spania e câștigătoare, da, Norvegia are un dezavantaj în momentul când joacă cu noi. Cu noi, da. Odată că joacă în deplasare și, da, a doua că vine după o înfrângere cu Spania. Dar, da, sunt simple teorii care, da, supoziții, în momentul jocului respectiv mai contează. Da, da. Trebuie să ne calificăm. Cine crede că e mai valoros adversarul, Suedia sau Norvegia? Nu. Stați că mai joacă și între ele, nu? Au jucat cât ce au făcut acum? Chiar uite că... 1-1. Au făcut 1-1. Când noi am jucat cu Malta... După 3-3. După 3-3, da. Avantaj Norvegia. A fost excelent rezultatul ăla pentru noi. Da. Foarte bun. Da. Așa... Noi să câștigăm cele două părți. Să trebuie neapărat să... Altfel, zic că, domnul Goga, să fim realiști, zic că va fi extrem de greu. Da. Extrem. Niciun joc nu e extrem, simplu. Nu, da. Mai greu. Dovadă ca și jocul cu Malta. Da. Care a fost greu, chimit, da, așa. Da, de unde era câștigat de înainte, uite că nu mai e așa. Deci nu mai există, și echipele mici îți pot crea probleme. Uitați-vă ce rezultate sunt în, da, alte grupe. Da, ce rezultate. Afară de câteva echipe din statele astea de mici dimensiuni, da, San Marino, Andorra, da, și, da, alte, da, celelalte au. Da. Creează probleme. Creează. S-au împiedicat. Bun, s-au împiedicat echipe de top, s-a împiedicat Spania, Croația, Franța. Croația s-a împiedicat, da, Grecia s-a împiedicat. Da, deci, dar celelalte care au campionate puternice defilează. Da, da, așa este. La tineret ce spuneți, domnul Goga? Repet, performanța, da, deosebită de a te califica la Olimpiadă. Da. Jocurile din Italia au fost... au avut, chiar din primul cu Croația, au arătat un nivel valoric ridicat. Așa. Toate am arătat combinate ca echipă. Da, da, bine așezați în teren. Da. Cu încredere, băieți. Încredere, da, da. Inclusiv cu Anglia. Anglia ne domina, dar totuși
avut puterea să revenim la sfârșit și am să... Am avut pârghii să întoarcem rezultatul? Sigur. Nu neapărat, am și condus, ne-am egalat, iarăși am condus. Deci o atitudine apreciată și până la urmă ne-am atins scopul. Din păcate au rămas mai puțini jucători în continuare, s-au adăugat alții destul de valoroși, dar încă n-au competiție la nivelul la care au fost cei din Italia, nu? Și probabil că mai trebuie puțin timp. Cei din Italia, majoritatea erau titulari la echipele. La echipele unde jucau. Asta e de cea mai mare importanță. Unii au făcut, care mai au dreptul să participe la preliminarii, au făcut pasul la echipa mare. Da. E greu să-i găsești același. Da, să vedem că poate... Pentru noi, Constanța în calificările la turneele finale este scopul principal. Da. Dacă am suferit mult în ultimii ani din pricina asta. Da. Și să vedem, poate, cine știe, vedem cum este programul, să poată da contra, deci, din jucătorii cu drept de joc la tineret în unele momente, mai ales la meciurile grele, nu? Și atunci, deci, e un ajutor. Sincronizarea asta, eu zic că nu duce decât la ceva bun. Nu? Da, să sperăm că mai facem o figură frumoasă și anul ăsta. Ce e bine la tineri că se joacă în fiecare an. Deci în fiecare an sunt calificări, nu? Și participă la un turneu final, unde s-a mărit anul ăsta numărul de echipe. Da, nu? Da și nu. Există o pauză de un an de zile între o ediție de campionat, de calificări. Da. Există o pauză când sunt turneele, atât cele pe plan european, cât și... Mari. Da. Da. Oricum. Am înțeles. Dar cei care au vârsta mai participă dacă stau 2 ani? Când încep, da. Da. Da, au 23. Da. Aveți dreptate. Da. Am ajuns la sfârșitul emisiunii, domnul Bovea. Deja? Zboară timpul când vorbim de fotbal. Da, vă mulțumesc că ați acceptat invitația și v-ați rupt din timpul dumneavoastră, care știm că este prețios. O să în rezerv plăcerea de a vă mai chema așa din când în când să ne mai explicați ce e pe acolo, că noi ajungem greu, să știți, la informațiile de la, în special astea de la federație, adică una e spusă de cineva care este acolo implicat direct și alta e să luăm din presă, de pe Facebook sau mai știu eu de unde. Noi avem șansa că sunteți aici și, oricând, și am posibilitatea, puteți să ne spuneți orice problemă. Informații care sunt din cadrul echipei naționale și sper să vă furnizez, ne calificăm. Interesează pe Brașov. La campionatul european, pe care îl organizăm 3 jocuri din faza grupelor și unul din următoarea rundă pe Arena Națională și noi avem dreptul să jucăm 2 jocuri pe Arena Națională. Arena Națională dacă ne calificăm. Da, asta ar fi extraordinar. Cum? Mulțumesc încă o dată, mulțumim telespectatorilor care ne-au urmărit. Vă spun o zi bună, o săptămână bună și ne vom revedea luni viitoare la ora 17. La revedere!